Cu câteva zile în urmă, calendaristic, a început primăvara. Cu toate că vă mărturisesc, de la o vreme aici în Arizona am început să nu mai cred că vine. E teribil de frig în Arizona asta. Subiectul meu este legat de primăvară și de ceea ce se întâmplă astăzi în biserica noastră. Iată aici 7 persoane îmbrăcate în haine albe să pregătesc să intre în împărăția curată a Dumnezeului Atotputernic, a Domnului nostru Iisus Hristos. De ce am intitulat predica mea din această zi Curățenie de primăvară? Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar în casa în care eu am crescut, întotdeauna când venea primăvara, se făcea o curățenie generală. Geabul meu întotdeauna era să mătur la stradă și să vopsesc câțiva nuci pe care noi aveam în stradă, la uliță. Fiecare făcea asta, ne pregăteam de primăvară, ne pregăteam de bucurie, înflorea totul, se transforma totul. Este mare sărbătoare într-o biserică în care tinerii îmbrăcați în haine albe își declară credința și dorința de a călca pe urmele părinților lor. Aș vrea să citesc câteva cuvinte din a doua epistolă a Apostolului Pavel către Timotei, capitolul 2, începând cu versetul 20. Și cuvântul lui Dumnezeu spune așa: într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, iar altele pentru o întrebuințare de ocară. Deci dacă cineva se curăță de aceasta, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Ați început să faceți curățenie în viața voastră și haina albă este expresia unei vieți curate pe care vreți să o trăiți de azi înainte. Apelul meu în această seară este și către toți cei care n-ați îmbrăcat încă haina aceasta curată, să începeți să faceți curățenie în viața voastră. Pentru că a fi tânăr și a fi spiritual nu este deloc o contradicție de termen, așa cum spune lumea din jurul nostru. Eu mă uit în Sfânta Scriptură și văd cum Dumnezeu s-a folosit de tineri. Și tinerii au fost un instrument extraordinar în mâna lui Dumnezeu. Ca să salveze Egiptul, Dumnezeu l-a folosit pe Iosif. Și nu numai Egiptul, ci lumea din timpul acela de la foamete. A folosit un tânăr care avea 17 ani când a ajuns rob în Egipt. Ca să salveze țara de filisteni, Dumnezeu l-a folosit pe David, care l-a omorât pe Goliat, pe uriașul acela. Goliat era expresia diavolului și al împărăției lui. Dumnezeu l-a folosit pe tânărul acesta ca să-și salveze țara de tirania filistenilor, ca să aducă din nou pe Iuda la adevărata închinare. Dumnezeu l-a folosit pe Iosia, un tânăr care a început să facă curățenie. La 17 ani a hotărât să-L slujească pe Dumnezeu. La 20 de ani a pornit cea mai mare reformă de trezire din țara lui. La 26 de ani a restaurat templul și sărbătoarea Paștelui. Ca să vorbească neamurilor prin cuvintele profeților, Dumnezeu l-a folosit pe Ieremia, un om, un tânăr care spunea: Doamne, eu nu știu să vorbesc, nu sunt elocvent, nu știu cum să mă exprim. Pentru a revela suveranitatea lui Dumnezeu asupra națiunilor, Dumnezeu l-a folosit pe Daniel. La 12 ani a fost dus în robia babiloniană. La 15 ani era deja sfetnicul lui Nebucadnețar. Pentru a aduce mântuire lumii întregi, Dumnezeu s-a folosit de o fată pe nume Maria, care avea probabil 14 sau 15 ani,
cea care l-a născut pe Mântuitorul. Pentru a proclama Evanghelia printre cei pierduți, Dumnezeu l-a folosit pe tânărul Timotei. Tinerilor, Dumnezeu vă poate folosi. Puteți deveni folositori lui Dumnezeu dacă începeți să faceți curățenie în viața voastră. Iată ce spune Apostolul Pavel și aș vrea să rețineți cuvintele acestea care sunt extrem de importante. Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Fugi de poftele tinereții. Fugi de ele. Poftele tinereții, în limba greacă în care Pavel a scris, era juvenilia desideria, ceea ce însemna, de fapt, dorințele care sunt în inima celui tânăr. Poftele, înclinațiile inimii celui tânăr, preferințele lui, pasiunile tinereții, toate astea fac parte din aceste pofte ale vârstei, ale tinereții. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, fugi de ele, fugi de ele. Fugi de rău și urmărește binele. Fugi de poftele trupului, urmărind neprihănirea. Țineți în frâu aceste pofte și urmărește neprihănirea, trăiește în sfințenie. Fugi de învățăturile false și urmărește credința. Fugi de egoismul tinereții, urmărind dragostea. Și Apostolul Pavel spune, fugi de controverse, urmărind pacea. De fapt, el continuă mai departe și zice, ferește-te de întrebările nebune și nefolositoare, că știi că dau numai la certuri, dau naștere numai la certuri. Și robul lui Dumnezeu nu trebuie să se certe, ci trebuie să fie blând. Fugi de controverse. Mai ales în tinerețe, suntem foarte amatori de ele. Lumea de astăzi apreciază controversa, nu? Și suntem educați în școlile de astăzi să avem debates, să avem altă părere decât ceilalți din jurul nostru. Fugi de lucrurile acestea și caută pacea, spune cuvântul lui Dumnezeu. Sunt câteva observații foarte importante aici și ar vrea să le urmărim. Fuga de poftele tinereții nu este suficientă. Trebuie să urmărești binele. Nu trebuie să fugi fără direcție. Fugi de ceva rău, dar fugi spre bine. Fugi spre pozitiv, de la negativ fugi spre cele pozitive. În al doilea rând, fugi de prietenire rele care te țin prizonier poftelor. Fugi de angrenajul acela de prietenii rele care te duc, dacă nu, la băutură, la droguri și la cine știe ce alte lucruri care îți pierzi mântuirea. Fugi apoi împreună cu cei care caută pe Domnul. Nu sta singur. Dacă fugi de rău, alăture-te grupului oamenilor cu inimă curată. Sunt foarte bucuros de decizia care ați făcut-o și unde ați declarat-o aici, că ați văzut că fără Hristos viața voastră nu are sens. Nu ne putem duce o viață de credincioși singuri în această lume. Avem nevoie de ceilalți. Caută părtășia celorlalți. Aș vrea să spun că este important, dacă fugi de aceste lucruri rele, să începi să faci curățenie în viața ta. Și probabil că am să fiu puțin mai direct în această seară și am să vă spun câteva lucruri care poate nu sunt prea plăcute pentru cei tineri. Dar aveți nevoie să faceți curățenie în viața voastră. Pentru că Dumnezeu lucrează cu vase curate. Dumnezeu nu lucrează cu oameni murdari. Dumnezeu nu lucrează cu oameni care trăiesc în păcate. Dumnezeu are nevoie de vase curate. Fă curățenie în viața ta. Cei cu inima curată devin folositori lui Dumnezeu, spune cuvântul sfânt. Deci dacă cineva se curăță,
va fi un vas de cinste sfințit, folositor stăpânului, destoinic pentru orice lucrare bună. Dacă ești curat, Dumnezeu se poate folosi de tine. În al doilea rând, murdăria tinereții îți ucide toate visele. Vino la Hristos de tânăr și este o mare binecuvântare, dar murdăria din suflet, dacă nu vii cu ea la cruce, dacă nu faci curățenie în viața ta, visele tale vor fi spulberate. Și ultimul lucru care îl menționez aici este că buruienile se smulg ușor când sunt tinere. Este o mare binecuvântare să vii la Hristos când ești tânăr, pentru că poți să scapi ușor de păcatele care au venit peste viața ta. Eram copil și ieșeam cu mama la plivit în grădină. Dacă lăsam mult să crească buruienile mai mari, și uneori erau mai mari decât răsadurile puse de mama, smulgeam buruienile cu răsaduri cu tot. Dar întotdeauna la plivit se iese când buruienile sunt tinere. Dacă le lași să crească mult, va fi foarte greu să le scoți. Știți că obiceiurile rele care se statornicesc în mintea și în viața multor tineri au durat ani de zile și trebuie tot ani de zile să lucreze, să fie scoase afară. Vin în tinerețe, buruienile sunt mici, poți să le plivești repede, poți să faci curățenie repede în viața ta. Gândește-te la câțiva oameni care au făcut curățenie în viața lor și de care s-a folosit Dumnezeu. Iacov a fost chemat de Dumnezeu și după ce s-a căsătorit și a venit acasă cu toată familia, așa, a hotărât într-o zi să facă curățenie în viața lui. Știți ce s-a acumulat în viața lui Iacov? O groază de idoli. Unii au dus chiar nevestele lui din casa de unde le-a dus Iacov. Și idolii s-au înmulțit în casa lui Iacov și într-o zi Iacov a vrut să aibă o trezire spirituală și a adunat toți idolii care a avut în casa lui și a scăpat de ei, i-a îngropat. S-a dus la Betel și cuvântul lui Dumnezeu spune că acolo a refăcut altarul lui Dumnezeu. Să știi că nu poți experimenta o trezire spirituală dacă nu scoți idolii din viața ta. Știi ce e un idol? Un obiect, o persoană, o idee care este mai importantă pentru tine decât Dumnezeu. Ăla este un idol. Trebuie să-l scoți afară, trebuie să faci curățenie în viața ta. Scoateți idolii, spălați-vă hainele să fie curate. Mergeți la locul unde Dumnezeu se prezinte. Asta a făcut Iacov. Și-a spălat hainele, a dat afară idolii și s-a dus la un loc de întâlnire cu Dumnezeu. Biblia vorbește de un alt bărbat care a știut să facă curățenie în viața lui, este Ezechia. Omul acesta a văzut că templul lui Dumnezeu este murdar, este plin de lucruri urâte și de idoli. Omul acesta, când avea doar 30 de ani, a descoperit că în casa lui Dumnezeu nu mai era nicio cântare de laudă, nu mai era nimeni să laude pe Dumnezeu. A început să facă curățenie în templul lui Dumnezeu, a scos tone de mizerii din templul lui Dumnezeu și a făcut curățenie. Din nou, cântarea de laudă a început să răsune în casa lui Dumnezeu și închinarea înaintea lui Jehova. Pentru că închinarea adevărată nu poate să fie decât într-o inimă curată. Multe dintre cântările noastre, știți că Biblia spune că șade bine celui neprihănit cântarea de laudă. Când avem murdărie în noi, putem cânta ca și privighetorile. Nu ne aude Dumnezeu. Dumnezeu aude cântarea unei inimi curate. Timotei a fost un bărbat care a făcut curățenie în viața lui. Efesenii. Este foarte interesant că după ce Apostolul Pavel a ținut o predică în Efes, așa de tare a lucrat cuvântul lui Dumnezeu în inima celor oameni, că spune Sfânta Scriptură, că și-au scos cărțile de vrăjitorie afară și le-au dat foc în piața cetății. Zeci de mii de dolari valoare cărțile acelea și astăzi, umaniștii de astăzi regretă
că nu le-a rămas biblioteca vrăjitorilor de altă dată. Întrebarea mea este, dacă vrei să faci curățenie în viața ta, ești gata să dai foc la câte ceva? Am asistat în tinerețea mea la o trezire spirituală în Wheaton, Illinois. Și n-am să uit niciodată specificul acelei treziri spirituale. Era în mijlocul studenților de la Wheaton College, un college foarte faimos unde și Billy Graham a studiat. De o parte și de alta anvonului erau două containere din alea mari de gunoaie. Și erau două rânduri de tineri care începeau undeva în curtea bisericii și fiecare avea plase în mână și veneau cu greutățile astea și le aruncau rând pe rând în dumpsterele acelea de gunoi, în cutiile acelea de garbage, reviste pornografice, sticle de băuturi, filme mizerabile, cine știe câte lucruri, droguri și toate lucrurile care i-au murdărit pe acești tineri, scăpau de ele, făceau curățenie și aruncau. Întrebarea mea este, ce ai prin clazetele tale, prin sertarele acelea prin care n-are voie să se uită încă mama și tata? Ce se ascunde pe sub saltelele tale? La ce te uiți? Unde sunt site-urile acelea? Care sunt site-urile acelea pe internet pe care tu umbli atunci când nu te vede nimeni? Suntem oare gata să facem curățenie? Suntem oare gata să ardem obiectele acelea care ne-au dus la păcat și ne-au murdărit tinerețea până acum? Scoate răul acesta din viața ta. Scoate răul din viața ta. Lumea vorbește foarte mult de transformare astăzi, de reformă, nu? Se vorbește foarte mult reformă, vrem o nouă reformă, educație, se vorbește despre cultură, moderație, maniere, pace, prosperitate, tot ce vreți, este agenda politicienilor din această lume. Ascultați-mă bine, tinerii mei, voi nu aveți nevoie de astea, voi aveți nevoie de o trezire spirituală. Aveți nevoie să faceți curățenie în viața voastră și să veniți la Dumnezeu pentru o trezire spirituală adevărată. O să-mi spuneți ce e o trezire spirituală. Am să spun ce este o trezire spirituală. Ar trebui să încep cu rugăciunea de pocăință și să-ți mărturisești păcatele acelea care te-au murdărit până astăzi. Să începi să le spui pe nume, să regreți apoi faptele care le-ai comis, să renunți la idolii și la instrumentele păcatului care te-au ruinat până acum, să începi să repari relațiile acelea stricate și uneori relațiile stricate cu mama și cu tata, cu frații tăi, cu prietenii de altă dată, oamenii lui Dumnezeu, să începi să restitui, dacă se mai poate restitui ceva, lucrurile acelea care le-ai luat și care nu erau ale tale, să te reîntorci la Scripturi, să descoperi din nou Sfânta Scriptură și să începi să citești Sfânta Scriptură din nou, să te rededici pentru slujirea lui Dumnezeu, vină la corul tineretului, intră în corul de fete, slujește lui Dumnezeu, vină la fanfară, pune mâna pe un instrument, laudă-L pe Dumnezeu, reangajează-te în slujirea lui Dumnezeu și reaprinde-ți pasiunea pentru Domnul Iisus Hristos. Reîndrăgostește-te din nou de El. Asta înseamnă trezire. Dacă avem nevoie de ceva în aceste zile, sunt cuvintele astea cu roșu, care toate încep cu R. Și ar trebui să le învățăm și să le practicăm în viața noastră. Fă curățenie în viața ta. Când faci curățenie, Dumnezeu îți va vorbi. Vei auzi vocea lui Dumnezeu. Dintr-o dată, cuvântul lui Dumnezeu va face sens. Predicile vor fi înțelese. Cuvântul lui Dumnezeu scris din Scriptură va avea rezonanță în inima ta. Cântarea ta de laudă va fi primită înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu primește cântările de laudă a celor care se curăță și vin înaintea sa. Închinarea adevărată va începe atunci.
și vei deveni folositor împărăției lui Dumnezeu. Întrebarea mea pentru tine în această seară este simplă. Te-ai botezat? De ce mai aștepți? Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Petru, capitolul 3, versetul 21 și 22. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățare de întinăciunile trupești. Nu este o curățenie exterioară, ci este una interioară, dacă vreți. Ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Iisus Hristos, care stă la dreapta lui Dumnezeu, după ce s-a înălțat la cer și a supus îngerii, stăpânirile și puterile. Ce te împiedică să fii botezat? Știu ce te împiedică, credința. Cine crede, se botează. De fiecare dată vom cânta cântarea aceasta și este un refren extraordinar. Câte vreme vrei să trăiești în lumea aceasta atât de murdară, Dumnezeu te cheamă să trăiești curat. Curățește-ți inima, vino la Hristos, lasă inima ta să fie spălată de sângele lui Hristos, care este gata să ierte orice păcat. Vino la El și Dumnezeu să te binecuvânteze și să te ajute să faci hotărârea aceasta cât mai repede. Știu că în biserica aceasta, cum este ideea că trebuie să îi pregătim pe cei care se botează. Nu vreau să stric deloc tradițiile care sunt, dar dacă este cineva în această seară care nu vrea să plece înapoi la murdăriile lui, care vrea să se curățească în această seară de toate păcatele lui, de toți idolii lui, eu cred că frații nu o să vă refuze. Veniți la final și cereți-le să vă boteze în această seară. Cine crede, se botează. Dacă crezi, poți să pleci curat și Dumnezeu se poate folosi de tine pentru restul vieții tale. Sângele lui Hristos, care a curățat păcatele lumii întregi, poate curăța și păcatele tale în această seară. Vino la El și lasă-te curățat de Domnul nostru Iisus Hristos și primește-L pe El și împărăția Lui glorioasă. Amin.